Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 10 cenți. Elisabeta II, al doilea portret. Emitentă Noua Zeelandă pe perioada reginei Elisabeta II. Monedă de circulație standard între anii 1970-1985. Compoziție cupru-nichel, greutate 5,65 de grame, diametrul 23,62 de milimetri, grosimea 1,69 de milimetri. Formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus, sus. Demonetizată la 1 noiembrie 2006. Pe avers, avem al doilea portret încoronat al reginei Elisabeta II, cu chipul la dreapta, purtând tiara fetelor Marii Britanii și Irlandei. Acesta este modelul cu portretul în relief rotunjit. Avem legenda în jur și data mai jos, înscrisul legendei fiind Elisabeta II, Noua Zeelandă. Pe verso este o mască Maori Koruru în formă de fluture. Denumirea monedei mai sus, inițialele JB, gravor George James Barry. Marginea este zințată. Această monedă este din anul 1978, a fost produsă într-un număr de 10.038.000 de bucăți, are o valoare nominală de 0,63 de dolari. Se poate cumpăra cu valori cuprinse între 2 dolari și 70 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!